Nu v-a plăcut? Nu vă place. Nu știu ce să mai fac. Nu știu de ce să mă apuc. Mă apuc cu mâinile de cap, de ce altceva. Nu se poate, mă, să-ți fure așa pâinea de la gură. Nu se poate să fie atât de nenorociți. Când au interzis ăștia circul cu animale, am zis, gata, băi, ieșim și noi clovnii din foame. De unde? Au scos animalele din circuri și au băgat politicienii la televizor. Păi cum să mă bat eu cu ei când ei au televiziune, au de toate. Sunt invitați peste tot în fiecare seară și... Doamne, Doamne, ce umilință am trăit ieri. Deci petrecere, frumos, o familie cu bani, copii mulți, distracție, femei frumoase, îngrijite, na, mai clătești și tu un ochi la câte o mămică, ce să faci? Astea mai sunt avantajele meseriei. E, nici n-am apucat să umflu trei baloane, că un copil îmi zice, nenea Clovnu, nenea Clovnu, trăgea așa de mine, ia, fă-l pe Tudose. Pe cine, copilaș? Am crezut că n-au bine. Tudose ăsta, am zis că e vreun personaj din desene. Mă gândeam, naiba știe, cu toate desenele care apar în ziua de azi, toate porcăriile planetei. Chiar, paranteză, ce ne au? Poate vă uitați și pe la canalele astea de desene animate? Unele ar trebui închise direct, fără somație. Și zic copiii de la petrecere, nu nenea Clovnu, nu, nu-i din desene, e nenea Tudose de la guvern. A picat cerul pe mine, a sărit și maică-sa, da, da, fă-l pe Tudose, nenea Clovnu, și fă-l și pe Dragnea, să râdem și noi. Am explicat de nenumărate ori și la tablă. Am apreciat cu ghilimele de rigoare un protest al unor români susținuți de conducere care doreau autostrăzi, compania externalizând profitul. Super, nu mai merge. Sunt foarte supărat, chiar foarte supărat. Oricum o să le dați și exemple despre cei care n-au plătit până acum niciun leu impozit. Mulțumesc foarte mult. Cum să concurez eu cu ăștia? Degeaba, bă, ziceți că măriți salariile, dar lăsați oamenii fără muncă. Nu vă mai zic, tot la petrecerea asta, după vreo jumătate de oră așa, suflam eu vuvuzele, făceam tumbe, îmi dădeam singur șuturi în fund. Ce vorbești? Au pus la DVD, ce credeți? O ședință de guvern? Râdeau toți de se prăpădeau? Era toată ședința? Nu știu de unde o aveau, nu știu. Am înțeles că un tătic lucra la SRI și s-a ocupat el de distracție pentru petrecerea asta. Eu m-am enervat, știi, m-am mobilizat nițel. Scoteam eșarfe pe nas, înghițeam dopuri de șampanie, săbii, ce vorbe, flăcări, toată. Cea mai bună prestație a mea de departe, nimic. Se uitau toți, au venit și bunicii, se uitau la ședința de guvern și se prăpădeau de râs. Se țineau cu mâinile de burtă, domn. Era unul, se tăvălea pe jos, se zvârcolea, ziceai că-i posedat, zicea uite-l pe Pop, fiți atenți la Pop, ce zice acum? El mai văzuse, știi? Și al treilea aici ce este? În ce sens ce este? Din punct de vedere gramatical. Alo? Este esențial însă faptul că greșelile se pot corecta. Erorile nu. Și era anticipat scuze pentru greșelile pe care le-am făcut? E, zice și voi. Ce să mai fac? Ce să mai fac? Mi-am strâns culele, am băgat și eu o felie de tort în buzunar și aia am plecat. Pe de altă parte, oricât aș fi eu de supărat, de nervos, de... trebuie să recunosc că într-adevăr sunt buni ăștia de la guvern, nu? Adică eu, când venea să plâng de ciudă după o carieră de 30 de ani, bă, când i-am văzut megla lui Tudose, să mor, m-a pufnit râsul, nu mă puteam opri. Apoi eram plâns, apoi eram râs. Cu ce s-o ocupa, ce machiaj o folosi, probabil ceva de la Hollywood, domne, altfel nu-mi explic.
crețurile alea, ați văzut? Nu e, frate, treabă românească. Două spoieli, cum fac eu, gata machiajul. No. Profesioniști, domne, buni, foarte buni. Și când îi vedeai așa, la costum, știi? Mamă, ce efect comic! Ei bătuți în cap cu privirile alea goale, vorbind ca mașinile de tocat carne și la costum, știi? Din contrastul ăsta obții, mă, umor de calitate, buni. Foarte bun, nu știu ce oameni au acolo, dar sunt foarte buni. Probabil că au școli de-astea făcute pe afară. Îți dai seama să ai un Cambridge la clovnerie politică? Eu așa, un pârlit, autodidact. N-au avut părinții bani să mă dea la școala de clovni, dar ăștia cu banul pe ei de mici, cu securitatea în spate, cu alea, normal că au învățat de la cei mai mari clovni din lume. Bun, sunt bun, ce să zic. Ia. Alo? Da, da, vă rog, eu sunt clovnul Lache. Petrecere? Unde? În Valea Jiului. Petrila. Cum? Vreți să-i faceți o surpriză unui coleg miner? Să intru în mină? Să-l speriați. Ah, am înțeles. Cât? Transportul, 3 bonuri de masă și 2 beri. Vin, domnule, vin. Nu vreau vin. E bună berea. Da, am zis că voi veni în sensul ăsta. Da, la revedere. Na, ce comenzi de-astea mai am. Iar weekendul viitor m-a chemat unul cu bani, da? E ziua lui Max, Dobermanul lui. Îi place să fugărească clovni, ci că nebunește când îi vede la TV. O să mă duc să mă înhațe ăla puțin de fund, fac și eu 300 de lei, mănânc 2 săptămâni. Domnul Dragnea, domnul Tudose, rușine, domne, să vă fie rușine. Ah, stați puțin. Am lucrat la o chestie zilele astea să vă arăt că, uite, e o treabă, uite, cam așa. Așa. Nu vă place? Deloc? Bine, mă duc să mor atunci.